Bine ați venit alături de Luminița Aldea, o autoare cu foarte, foarte mult suflet și cu foarte, foarte mult suflet transpus în lucrarea pe care o lansează astăzi, intitulată, aș spune, extraordinar de sugestiv, Acasă. Recunosc că în momentul în care doamna director Daniliuc a trecut pe la mine să propună această lansare de carte și să-mi propună și să arunc un ochi, măcar să frunzăresc cât de cât, m-am spus de complezență, din păcate, iar eu sunt genul de om care îmi recunosc greșelile, că da, voi face acest lucru. Dar abia în momentul în care m-a impulsionat, arătându-mi efectiv cartea, care am văzut că era destul de utilizată, destul de citită, mai ales fiindcă o carte citită se recunoaște de la distanță, iar noi cei care lucrăm în bibliotecă suntem obișnuiți cu a recunoaște acest lucru dintr-o privire. Și povestind că mai ales soțul domniei sale a fost impresionat de cele scrise, atunci am zis că trebuie totuși să măcar primele foi să le parcurg. Numai că în momentul în care m-am apucat de primele pagini, nu te mai poți efectiv opri. Și nu te mai poți opri, o spun cu toată sinceritatea, nu doar din a citi, ci uneori și din a plânge, uneori și din a râde.